Investește acum 1000 de dolari ca să faci în următorul bull market 10.000 de dolari minim. Te salut și bine te-am găsit la un nou video. Astăzi vom crea un portofoliu de aproximativ 1000 de dolari. Deci dacă ai doar 1000 de dolari în momentul de față și vrei să faci profituri frumoase, urmărește acest video. Bineînțeles, aici nu o să luăm în considerare partea în care îți spun să investești în tine și în educația ta financiară, să studiezi blockchain, nu? Să studiezi în primul rând Bitcoin, să vezi tehnologia din spate și să-ți dai seama în ce îți pui banii. Pe lângă asta, cu toții știm că este un spațiu speculativ, volatil și poți să pierzi foarte mulți bani. Pierdere permanentă sau nepermanentă devine atunci permanentă, mă rog, în momentul în care tu vinzi. Pentru asta am pregătit un curs 100% gratuit, necesită doar să te înscrii, îți las linkul în bio și vei putea pune bazele investițiilor profitabile de început, da, ca și începător, și vei vedea 4 metode prin care poți să începi să investești după ce începi să înțelegi tehnologia. Linkul este în bio. Bun, trecem mai departe și studiem puțin piața. Judecând faptul că piața a fost la peste 3 trilioane în bull market în 2021, noi suntem la jumatea anului 2023 și deja ne apropiem cu pași repezi către 2025 aproximativ, când o să avem un bull market confirmat, bineînțeles dacă se respectă teoria ciclurilor și teoria halvingului, deci la câteva luni după ce Bitcoin-ul are halvingul, adică se înjumătățește puterea de minerit, atunci, la câteva luni, nu este o regulă scrisă, dar istoric așa s-a întâmplat, vom avea acele creșteri și o infuzie de capital destul de mare. În momentul de față, piața este la 1,22 trilioane. Nici mult, nici puțin. Dar dacă e să luăm în considerare ultimele creșteri, piața este destul de pompată. Am zis destul de, volumele sunt destul de mici, dominanța Bitcoinului a scăzut puțin sub 50%, la fel și Ethereum, că au fost undeva la 50-20. Deci asta înseamnă că Bitcoinul are aproximativ 50% din toată piața cripto și Ethereum aproximativ 19%, restul de aproximativ 30% sunt reprezentate de infuzie de capital în altcoinuri. Avem și încă un indicator, un upgrade frumos din partea CoinMarketCap, Fear and Greed Index. Este la fel, dacă vreți să luați, un indicator destul de bun, pentru că în momentul de față piața este greedy. Ce este peste 61% este ori de ținut, ori de vândut. Peste 60, peste 50, mai ales la 70-80, în care toată lumea pompează bani în cripto fără să înțeleagă ce este acela cripto, dar noi o să ne rezumăm la portofoliu de 1000 de dolari. Ca o regulă, dacă vreți să o luați, nu este o recomandare neapărat, puteți să vă luați după acest indicator și să cumpărați în momentul în care piața este sub 30%, aproape de fear, aici de roșu, 15-20%. Atunci este de cumpărat pe termen lung, de acumulat. Dar n-așteptați dipul, n-așteptați cel mai de jos punct, puteți să începeți să investiți chiar de astăzi. Da, puteți începe acum, după care veți face DCA, Dollar Cost Averaging, cumpărând doar la scădere. Ce aș face în momentul de față? Eu nu aș intra direct. Personal, am văzut o creștere pe BTC, pentru că BTC va fi parte din portofoliul nostru. Da? După cum vedem, am avut aici o creștere de la aproximativ 25.000 de dolari. Înainte să investesc, aș putea să încep acum cu un procent foarte mic sau aș putea aștepta o corecție, pentru că BTC-ul este încă bullish. Deci aș aștepta sub 30K. Și începem cu notes-ul. Avem aici notes-ul nostru. Bun, portofoliu 1K. În prima fază, după ce am făcut cursul respectiv, dacă vrei să-l faci, dacă nu, mergi pe barba ta, avem câteva proiecte. Sau, pe lângă Bitcoin, pe care nu o să-l considerăm un proiect cripto neapărat, o să-l considerăm un asset mai mult, da, pentru că este descentralizat, mai descentralizat decât toate criptomonedele care există, deci vorbim despre Bitcoin și cripto și avem așa Bitcoin. Imediat o să mergem și în procente. La numărul 2, în ce aș mai investi pe lângă Bitcoin în perioada asta care este destul de volatilă și unde cad foarte multe proiecte, ar fi Ethereum.
Știu, bă, dar toată lumea zice să investești în Bitcoin și Ethereum și așa mai departe. De ce? Hai să investim în Shiba Inu, că e foarte jos. Hai să investim în Dogecoin, că este super, super jos. Ei bine, din punctul meu de vedere, consider că perioadele astea sunt de incertitudine maximă și atunci trebuie să mergem către niște proiecte mai puțin riscante, mai ales dacă nu avem capital, ok? Și atunci aș merge pe Ethereum pentru că are un potențial, din punctul meu de vedere, de 5-10x în următorii 5-7 ani aproximativ, deci pentru cine vrea să aștepte atât, cu siguranță va putea face, după ce, bineînțeles, intră și destui bani în spațiul ăsta. O corecție pe daily, pe 7 zile vedem că a avut aici un spike frumos, deci l-aș aștepta undeva pe la 1800. Sau, dacă vrei, poți să începi acum acumularea, după care faci DCA. Încă o chestie pe care vreau să vă zic de aici, nu aștept să ajung la toate proiectele pe care o să le avem în portofoliul nostru, este să nu investești toți banii. Deci, nu o să investim toți banii odată. Dacă capitalul nostru este de doar $1000, noi vom investi maxim 60% din banii respectivi, dacă nu avem deloc expunere în piață. Și atunci vom avea Ethereum. Al treilea proiect, a treia criptomonedă, al treilea proiect centralizat care are în spate o companie, va fi nu XRP, nu va fi Cardano, nu va fi nici Litecoin, va fi Polkadot sau Matic. Din punctul meu de vedere, nu sunt neapărat comparabile ca tehnologie, pentru că fiecare are ceva distinct. În schimb, consider că Polkadot-ul, dar și Matic-ul, poate avea loc în portofoliul nostru, chiar de la suma asta, chiar de la $5. Deci vom avea aici Polkadot. Cum se spunea, la un moment dat Ethereum killer. Din punctul meu de vedere, Polkadot-ul este un proiect care are potențial și capitalizarea, deci market cap-ul este destul de jos. Facem și o scurtă analiză, dacă dăm pe all, am avut un all-time high de peste $52, deci aproximativ 90 și ceva la sută proiectul ăsta este jos, dar care a avut o creștere destul de ok în ultima perioadă. În ce sens? În sensul că nu a mers doar descendent, da? Deci chiar dacă a scăzut pe la $4, aici avem 4, a stat o perioadă la $4 de câteva zile, după care a urcat încet, încet. Dar a rămas în urmă față de Bitcoin și Ethereum, după cum spuneam. 4 și 5. Ei bine, în portofoliul ăsta nu o să fim atât de diversificați. Portofoliul ăsta este mult mai conservator. Nu o să investim în shitcoin-uri. Nu în momentul de față, pentru că o să revenim cu anumite update-uri. Și pentru asta voi lăsa $400 în USDT, USDC sau în BUSD. În ce vreți voi, puteți lăsa în toate trei sau în două. Personal, USDT, USDC, BUSD, mi se par safe de moment, dar puteți lăsa în USDT și BUSD. 200 cu 200. Și atunci vom avea 600 expunere în piață. $600 expunere. Bun, perfect. Următorul, dar nu cel din urmă, o să avem Multiverse X. Știu că avem foarte mulți fani aici, sunt investit în proiect, cred în proiect în continuare, sunt conștient că va ajunge destul de greu la all-time high, dar cred că este un proiect care nu se va duce în cap în acest bear market. Pentru că încă o chestie, trebuie să ne axăm pe proiecte care nu se vor duce în cap, care nu vor muri în acest bear market. Și cum suntem acolo, cam pe la, am atins niște bottom-uri, chiar și pe Multiverse X, putem vedea aici, destul de jos, da? 28, pe un an avem un 28, poate reprezenta un bottom, cel puțin față de bear market-ul trecut, am avut un bottom. Deci a fost cel mai jos aici, pe la 28 aproximativ, ok? Aș aștepta o mică corecție, mai ales după ce se listează următorul proiect. Da, poate o să facem un video separat. Deci după ce se face următorul proiect, o să mai aibă o corecție. După vânzare, mă rog, o să fie o creștere și după care o scădere. Și asta avem Multiverse X. Și ultimul proiect aș fi spus Solana. Dar încrederea a scăzut puțin de când cu ultimele probleme, cu FTX-ul, cu acele crash-uri pe care le-a avut. Aș fi spus Avalanche, pentru că îmi place foarte mult și Avalanche este a doua opțiune. Pentru că, la fel, vreau să investesc în niște proiecte care nu-s moarte și care consider că poate să-și revină, măcar la all-time high. Și atunci aș aștepta Avalanche-ul undeva pe la sub $13, dar nici acum n-ar fi târziu pentru un DCA. Cred că aici ar fi cel mai ok, pe la $11-$10, pentru că are potențial. Dar, de data asta o să aleg Chainlink. Chainlink am început ușor, ușor să acumulez puțin. Chiar dacă unii l-ar fi pus sub Ethereum,
sau chiar sub Bitcoin. Eu o să pun pe locul 5 pentru că o să mergem tot pe modul DCA, dar o să investim treptat în el. Și atunci o să avem aici aproximativ 200 de dolari, deci cea mai mare capitalizare merge către Bitcoin. Ethereum o să avem undeva la 150 de dolari. De ce? Pentru că 350 de dolari din 600 de dolari sunt peste 50%. Da? Aproximativ 55%. De ce? Pentru că, efectiv, proiectele astea, mă rog, Bitcoin nu este un proiect, dar Bitcoin și criptomoneda Ether de la Ethereum au cele mai mici șanse să meargă în cap. Dacă s-au dus astea, dacă s-a dus, de exemplu, și Binance, care este un cel mai mare exchange și piața merge destul de jos, o să acumulez Bitcoin și Ethereum. Dacă Bitcoin și Ethereum merg la zero, atunci toată piața cripto o să meargă la zero. Corect? Dar cazul ăsta nu se va întâmpla. Mai avem aproximativ 250 de dolari rămași. O să am 100 de dolari aproximativ în Polkadot și 75 de dolari cu 75 de dolari în Chainlink. Bun, și avem așa, 350, 450, 550 și mai avem încă 50, 600 de dolari expunere în piață. 400 de dolari sunt bani pe care noi îi avem lichizi, bani care vor intra în piață treptat sub formă de DCA. DCA la scăderi de, atenție, 10-15%. Din punctul meu de vedere, o scădere de 2-3-5% este prea mică. Și atunci aș începe cu 10-15% și aș intra cu, hai să zicem, încă 75 de dolari pe scăderea asta. După care, de aici, mai așteptăm un minim 9-12% scădere și aș mai intra cu 125 de dolari. Deci de la punctul în care scade 10-15%, mai aștept încă 9-12% pentru că dacă aș fi pus 5% deja aș fi rămas doar la primul prag de DCA și atunci aș fi intrat cu 9-12% să am un minim 4% peste ăștia 5, da? După care aștept niște scăderi mai mari și dacă văd că piața se stabilizează, mai intru cu, să spunem, 50 de dolari. În schimb, voi aștepta un dip mai mare. Dacă eu nu vreau, de exemplu, să mai investesc alți bani pe lângă ce am investit aici, voi crește destul de greu către 10K, 20K, 20.000 de dolari. Aproximativ. Atunci va trebui să aduc infuzie de capital. În schimb, noi nu o să facem asta în videoul acesta și în videoul următor, dacă acest clip este apreciat și lăsați un comentariu, un like și un subscribe, o să facem un alt video în care o să mai aducem alte câteva sute de dolari timp de un an de zile, să spunem încă 1000 de dolari și îi vom investi într-o altă clasă. Nu o să mai mergem atât de safe, pentru că portofoliu trebuie să fie, din punctul meu de vedere, trebuie să faceți un portofoliu de termen lung și un portofoliu de termen scurt, mediu, în care mai faceți anumite swing-uri, mai investiți în anumite launchpad-uri, mai anumite IDO-uri, ICO-uri, pentru a face leverage și a putea investi în primele 5 criptomonede pe care voi le aveți în portofoliu alături de Bitcoin. Dacă v-a plăcut acest tip de content, sper să fie apreciat de către voi, lăsați un like, un comentariu și ne vedem în videoul următor. Spor!